Se pare că producția de cartofi este într-o continuă scădere de la an la an. România consemna în urmă cu 10 ani recolte de cartofi de aproximativ 4 tone pe suprafețe de 250.000 de hectare. Însă în ultimii 5 ani terenurile cultivate au scăzut constant, iar acest lucru ne afectează țara pe toate planurile. Oamenii au dat uitării munca de la câmp. În mare parte, legumele pe care le cumpărăm din supermarketuri și nu numai sunt exportate. Cartoful este un aliment care se consumă în cantități foarte mari, relativ apropiate în toate categoriile de gospodării din România. Consumul intern de cartofi este estimat la circa 2 milioane de tone, dar la care se mai adaugă încă 500 de mii de tone pentru sămânță, procesare și furaje. Fiecare persoană mănâncă în medie 3 kg de cartofi lunar, însă locuitorii pe cont propriu și pensionarii depășesc ușor acest nivel. Producția de cartofi. Bă, domnișoară, uite, noi am îmbătrânit. Ce să mai pui în pământ? Așa numai pe la moldoveni. Acolo să cultivăm mult. Randamentul la hectar a înregistrat în anul precedent un recul de aproape 3 tone, iar suprafața cultivată a scăzut cu 4.390 de hectare. Oamenii din ziua de azi preferă comoditatea, iar asta se demonstrează și în producția de cartofi. Reporterii noștri au întrebat oamenii de la sate dacă mai cultivă legume, dar mai ales cartofi, așa cum o făceau odinioară, iar aceștia au avut în mare parte răspunsuri negative. Mâncarea principală a țăranului. Cartofii, varza, fasolea, asta este. Din ce cauză credeți că a scăzut producția? Păi, asta nu vă pot spune din ce cauză a scăzut. Nu mai pune lumea în pământ. Mai pune lumea în pământ. Circa 60% din cartofii vânduți pe piața din România provin din import. Fiind înzestrată cu soluri fertile, țara noastră era una dintre cele mai mari exportatoare de legume și cereale, iar străbunicii noștri munceau de dimineața până seara câmpurile românești. Acum majoritatea tinerilor pleacă în țările dezvoltate, iar terenurile agricole rămân date uitării și în cel mai rău caz vândute străinilor care doresc să facă o afacere din agricultură.